Un sistem de sănătate impecabil, pacienții au atitudine și trec la fapte. Locul revoltei a fost luat de acțiune în ultimul an, iar fenomenul donațiilor a luat amploare. Numărul românilor care adoptă un salon este în creștere, iar un astfel de exemplu este Ovidiu Pârșan. Imobilizat într-un scaun cu rotile, în urma unui accident rutier, Ovidiu a învățat pe pielea lui ce înseamnă timpul petrecut într-un salon care nu arată foarte bine. Așa că a mobilizat mai mulți oameni și a renovat în totalitate două saloane ale unui spital din Drobeta Turnul Severin. Promite însă că este doar începutul, deoarece în toamnă urmează renovarea altor saloane. Iar Ovidiu este rol zilei astăzi la Antena 3. Ovidiu, bună dimineața și bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! Eu am văzut pe Facebook o postare în care spunea în felul următor: două saloane renovate în totalitate. Și când m-am uitat mai bine, am văzut că nu sunt renovate de statul român, ci de un om care a hotărât că poate face ceva. Ceea ce mi se pare fabulos, pentru că până la urmă cred că poate face foarte multă lume ceva în plus. Cum a pornit această idee? Inițiativa a pornit de la un prieten de-al meu, Silviu Gulei, un kinoterapeut din Turnul Severin. El, practic, a făcut primul salon și ulterior îmi propusesem să fac, dar a apucat să facă înaintea mea un salon și ulterior am continuat. Și nu vreau să mă opresc aici. Momentul în care tu te-ai hotărât a fost momentul în care ți-ai dat seama că, de fapt, condițiile acelea nu sunt decente? Cât a durat din momentul în care te-ai hotărât până când ai trecut la acțiune? Am simțit pe propria piele chestia asta. Am fost internat cu ani în urmă în acela salon pe care l-am renovat, cu care am început, să zic așa. Și vă dați seama, condițiile nu au fost chiar așa cum mi-am dorit. Venind dintr-un spital din străinătate, că acolo am fost operat, nu m-am găsit. Unde ai fost operat? În ce țară? În Grecia. În Grecia. Da, da, da. Iar în momentul în care ai ajuns într-un spital din România, ai putut conștientiza mai bine care este diferența. Da, începând de la pat, era un pat care nu puteam să stau în el. Era o saltea operat pe coloană, un burete gros care mă încinta la spate, o saltea care intram cu spatele în interiorul. Cel puțin pe secția de neurologie, din punctul meu de vedere, e necesar să pui pe paturi. Iar în momentul în care te-ai hotărât, care au fost următorii pași? Ce ai făcut mai departe? Într-o dimineață, ploua, acum câteva săptămâni, să zic așa, și am sunat câteva prieteni. Nu mi-a luat mult. În jur de 40 de minute am organizat totul ca și bani, să zic așa. Ulterior, cu meseria și cu mâna de lucru, cu, știi ce zic. În momentul în care ai vorbit cu conducerea spitalului, care a fost reacția? Da, a zis că pot să fac. Nu știu care a fost reacția sufletească. Eu știu, ei m-au primit ok. Adică medicii au fost foarte impresionați. Chiar nu pot să-și desfășoare nici ei activitatea. Până sunt convinsă că și ei au supărare acasă, din această cauză. Microbii, eu am plecat de la linoleu, cel puțin linoleu de pe jos, pentru că bacteriile știți că se dezvoltă în spitale și avem o problemă în România cu sunt microbii. Acele infecții nozocomiale despre care vorbim de fiecare dată, dar din păcate nu se schimbă nimic. Da. Și am zis să începem de acolo, practic, să eliminăm microbii și ulterior să facem minimul decent de confort. Și care a fost următorul pas? S-a închis salonul pentru o zi, pentru mai mult timp? Cât a durat? Da, au fost înțelegători cu mine. Mi-au dat voie undeva la două săptămâni pentru că nu găsești meseria. Și o problemă cu meseria. Și mai ales în perioada asta când ei au de lucru peste tot, îi găsești foarte greu. Au fost înțelegători, m-au lăsat chiar mai mult decât am promis prima oară. Am zis o săptămână și ulterior au fost foarte înțelegători. Conducerea m-a lăsat. Deci vreau să subliniez acum, nu vreau să dau nimeni, doar vreau să fac ceva pentru bolnav, pentru că am fost în acel pat, să zic așa, și îmi doresc să fac mai mult. Adică nu mă interesează, nu am nicio treabă cu politica, nu am treabă cu nimic. Vreau nu, să e vorba doar despre inițiativă care este absolut laudabilă. Se fac demersuri, există încercări de a se renova. Din păcate, în ultimii 30 de ani s-a ajuns într-o stare atât de gravă încât este greu să repar ceva. Pași mici se fac, dar sunt mici, așa cum spuneam. Eu mă uitam la fotografiile pe care noi le furnizăm în acest moment telespectatorilor, felul în care arată acele saloane. Arată saloane decente, cum ar trebui să fie toate. Au fost anumite instrucțiuni pe care ți le-au dat cei de la spital? Nu s-au implicat în nimic, nu mi-au spus absolut nimic. Am văzut și eu saloane, că am fost internat și în alte clinici și am încercat să fac ceva de genul. Acum, nu putem să vorbim de un lux în spital, că nu mergem la hotel, dar să avem minimul decent de confort, adică să zic așa, să luăm puțin din durerea pacienților, din problemele care le-au, măcar să stea confortabil acolo în respectivul pat. Câți pacienți vor sta în aceste spitale, în aceste două saloane? Câte paturi sunt în total? 12 pacienți. Și sunt la secția de neurologie, acolo unde ai fost și tu internat. Da, a spitalului, Drobeta Turnul Severin. Împreună cu prietenul meu, Gulei Silviu, vreau să inițiem o campanie, să adoptăm un salon. Și v-am zis, aș vrea să ni se alăture și din țară,
practic, noi nu o să schimbăm foarte mult, că nu o să putem noi să facem. Probabil o să facem un salon pe fiecare secție a spitalului. Aș vrea ca și stat să se implice mai mult. Adică noi să facem 5% și ei să facă măcar 50%. Nu vrem, că știm că nu o să schimbăm noi țara într-o secundă, dar... Da, ușurința cu care ai reușit să obții aceste donații, e adevărat, în rândul cunoscuților. Recunosc, mi-a fost ușor. Ca și bani, mi-a fost ușor, mi-a fost foarte ușor. Că a fost o nebunie și un stres cu că nu venea să monteze ușa, că nu venea să monteze geamul, că nu venea să... Știți, asta a fost o altă problemă. Dar ca și bani, practic toți care mi s-au alăturat sunt din familie, să zic așa. Pe calea asta le mulțumesc la toți că au fost alături de mine, și fizic, și moral, și financiar, și... Adică n-am făcut de unul singur. Mai mult am luat inițiativa și am umblat în toate părțile. Eu am văzut că povestea ta a devenit virală pe Facebook. Cel puțin știu cum se întâmplă în orașele mai mici decât capitala. În momentul în care se întâmplă un astfel de eveniment, de fapt, omul acela este văzut ca un erou și tu chiar meriți din plin acest titlu, împreună cu oamenii care te-au ajutat. Știu că ești un om modest, dar e important. Sunt curioasă dacă ți-au trimis oamenii mesaje să spună că sunt dornici să doneze și ei pe viitor pentru renovarea celorlalte saloane. Mi-au trimis mesaje și de încurajare, și de felicitare, și de apropiere, ca și financiar. M-au contactat meseriași care lucrează dacă pot să mă ajute cu ceva. Deci am avut sprijin, să zic așa. Asta este o veste foarte bună. Eu vreau să atingem un alt subiect, pentru că mie mi se pare că pe lângă faptul că ai reușit să faci acest gest, tu ești de admirat și din alte puncte de vedere. De 11 ani ești într-un scaun cu rotile, dar tu zâmbești tot timpul și ești dornic de foarte multă acțiune. Ce să fac? A schimbat soluția? Ce te ține pe linia de plutire și ce te... Dacă aș plânge, n-ar fi tot asta soluția? Adică... Așa e. Ce putem să facem? Ai o familie frumoasă, ești pozitiv? Am două fetițe, am o nevastă superbă. Deci asta trebuie sunt să fie secretul. Bine, da, și de asta zâmbesc. Scopul tău care este, Ovidiu, până la urmă? Celelalte saloane? Nu, în această campanie. Ce visezi tu în momentul de față, dacă ar fi să-ți pui un target, care ar fi acela? Să renovezi câte spitale, câte saloane? Prima oară aș vrea să încep să renovez câte un salon de pe fiecare secție a spitalului. Și după, vă dați seama că nu pot să fac eu singur multe, foarte, foarte multe. Mă gândesc că oamenii o să mă ajute, să mă ajute să continui asta. Dar aș vrea să facă, statul aș vrea să facă mai mult decât fac eu. Corect, așa ar fi normal. Deci nu vreau să spun cineva, să arăt cu degetul pe cineva. Aș vrea statul să facă mai mult decât fac eu. Dar să fie și bolnavii noștri sau pacienții noștri cum sunt la jumătatea celor din străinătate, măcar. Da, iar în momentul în care ajungi pe un pat de spital, să-ți fie suferința mai ușoară, da, măcar din acest punct de vedere. Știu despre ce vorbiți și... Mulțumesc tare mult, ai toată admirația noastră și felicitări tuturor celor care te-au ajutat și au donat. Mulțumesc și eu pe această cale, le mulțumesc la toți. Mulțumesc mult! Luăm o scurtă!